Blocul electoral acum nu va boicota alegerile parlamentare din februarie. Dimpotrivă, se va lansa în luptă pentru a câștiga scrutinul, chiar și în condițiile unui sistem mix de vot. Declarațiile au fost făcute de către președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, la un post privat de televiziune. Aceasta a explicat și de ce este nevoie de filtrul de integritate, asupra căruia insistă blocul electoral acum. Ca să înțeleagă toată lumea, de ce aceste mecanisme, de ce atâta discuție. Credibilitatea politicului în Republica Moldova este foarte scăzută astăzi și e foarte scăzută din cauza corupției, din cauza a ce am văzut în acest Parlament, când oameni din diferite deputați, din diferite partide politice și-au trădat alegătorul, au ajuns în bunarul Partidului Democrat. Acest filtru este în măsură să ne spună nouă care oameni sunt șantajabili și care mai ușor ar putea să fie cooptați de anumite personaje și care sunt oamenii care nu au de ce să le fie frică. Pentru a consolida forțele de dreapta pro-europene sunt purtate discuții cu mai multe partide, a subliniat Maia Sandu. Ar trebui să consolidăm toată lumea bună de pe dreapta și iată, asta este formula pe care o oferim noi, pe care o propunem noi, este ca potențiali candidați din aceste partide, dar oameni care se bucură de încrederea cetățeanului, să vină și să participe în această competiție și atunci să-i sprijinim din numele blocului. Maia Sandu a precizat că discuțiile cu alte partide, inclusiv PL, sunt necesare pentru buna coordonare. Să existe un singur candidat al forțelor pro-europene pe fiecare circumscripție. Dar dacă Mihai Dimpu vrea să candideze pe circumscripție? Trebuie să facă dovada integrității în primul rând și în al doilea rând trebuie să demonstreze că el este credibil și capabil să câștige o circumscripție. Și scuzați-mă, dacă ne uităm în sondaje, nu prea vedem un răspuns pozitiv la acest lucru. Referitor la declarația lui Mihai Ghimpu, precum că Partidul Liberal nu are de gând să-și treacă potențialii candidați în circumscripții prin filtrul de integritate impus de blocul acum, Maia Sandu a răspuns. Nu cred că merită să comentăm declarațiile lui Ghimpu și tot povestește despre mecanismele și filtrele interne din partid, eu o să zic că filtrele lor interne din partid se pare că nu au fost suficient de bune pentru că am văzut cazuri în care deputați de la PL au trecut în echipa lui Plahotniuc. Deci, cred că aceste filtre nu sunt cele mai bune și putem să apelăm la filtre mai bune. Cât despre ideea boicotării viitoarelor alegeri parlamentare, Maia Sandu a declarat că guvernarea și-ar dori exact un astfel de scenariu, în care să câștige scrutinul fără a fi nevoită să recurgă la fraudare. În acest context, blocul acum se va lansa în lupta electorală pentru a câștiga parlamentarele chiar și în condițiile unui sistem mix de vot, a precizat Maia Sandu. Politiciana spune că a primit semnale de la oficiali străini că dacă fraude și abuzurile de dinaintea scrutinului vor fi prea mari, atunci comunitatea internațională ar putea să anunțe despre faptul că nu recunoaște alegerile și înainte de ziua votului din 24 februarie.